Salutare, prieteni, subiecte incendiare. Astăzi Putin s-a opus aderării României la NATO în 2003. Alt subiect pe care îl vom aborda astăzi. Putin i-a făcut o ofertă lui Traian Băsescu să-i restituie tăblițele de aur de la Sinaia. Tot Putin ar fi spus în 2003 că Ucraina este un stat artificial și că va fi în curând dezmembrat. Putin i-ar fi spus președintelui Traian Băsescu că el dorește să vândă României tot gazul pe care îl vindea până atunci Ucrainei la prețul zilei, iar România să-l revândă Ucrainei cu cât o vrea ea, o afacere colosală. Toate aceste afirmații sunt ale profesorului universitar dr. Corvin Lupu. Salutare, prieteni! Astăzi un subiect foarte interesant, efectele pactului Ribbentrop-Molotov în 2022 și ce a spus Vladimir Putin înaintea definitivării proiectului de aderare a României la NATO în anul 2003. Putin a transmis oficial României să nu adere la NATO. În schimbul acestei decizii, Federația Rusă se oferea să restituie României restul nerestituit din terzaurul României aflat în Rusia, care se afla acolo din anii primului război mondial. A mai promis că Rusia va dota armata României cu armament foarte modern, care să-i asigure superioritatea netă în fața vecinilor, cu care a avut probleme în istorie, și să fie superiori față de alte potențiale pericole, inclusiv cele mai moderne sisteme SS. Cu acest prilej, președintele Putin a declarat că Ucraina este un stat artificial și ea se va dezmembra, aceasta în 2003 spunea. La dezmembrare, România își va primi înapoi teritoriile care au fost încorporate Ucrainei de-a lungul istoriei. Dar să vedem ce a însemnat pactul Ribbentrop-Molotov, 23 august 1939 la Moscova, URSS. Vyacheslav Molotov, în partea de dreapta a imaginii, ministru de externe ale URSS, și Joachim von Ribbentrop în stânga, ministru de externe al Germaniei, la semnarea pactului de neagresiune sovieto-german cu Iosif Stalin în centru. Pe 23 august 1939, această zi va fi marcată pentru tot restul istoriei de pactul Stalin-Hitler. La 9 zile după începerea celui de-al doilea război mondial, șeful contrarevoluției din URSS, pentru a proteja oligarhia contrarevoluționară, a convenit cu imperialismul Germaniei naziste un acord de pace și ajutor reciproc. Venind de la faptul că Federația Rusă a anului 2022 nu e tot una cu fosta URSS, se pune întrebarea dacă actuala Federație Rusă s-ar opune sau nu anulării normale a efectelor pactului Molotov-Ribbentrop și România s-ar reuni cu Republica Moldova. Rusia nu a făcut referire niciodată la restituirea Republicii Moldova și nici a Transnistriei, teritoriul pe care se află sate românești, dar care nu a fost în componența statului român niciodată. În 1941, Hitler ar fi dorit ca România să anexeze Transnistria, inclusiv cu regiunea Odessa, iar în schimb să nu mai solicite restituirea părții din Transilvania anexată de Ungaria în urma dictatului de la Viena, 30 august 1940. Atunci Antonescu i-a scris guvernatorului Transnistriei, profesorul universitar George Alexianu, să nu facă niciun gest politico-administrativ care să sugereze intenția de anexare la România a Transnistriei, pentru că ea nu este a noastră și România trebuie să-și recupereze Ardealul românesc. După dezmembrarea URSS, apartenența Transnistriei la Republica Moldova a reprezentat garanția că ea nu se va uni cu România. Restul au fost vorbe patriotarde, sentimentalisme și dorința de unire a Moldovei cu România, care nu aveau la bază niciun proiect viabil. De altfel, patrioții noștri din Basarabia au eșuat în toate proiectele unioniste dintr-un motiv simplu. Proiectele erau toate formulate în adversitate cu Rusia. Niciunul nu a fost construit decât pe baza sentimentelor de ură față de Rusia și nu au fost calculate la rece, de conveniență cu Rusia. Astăzi, Republica Moldova a făcut cerere de aderare la Uniunea Europeană. Aceasta este garanția că dacă Rusia nu va ocupa Moldova,
Companiile multinaționale ale UE vor acapara toate resursele naturale și umane ale Republicii Moldova, cum s-a întâmplat și în România. UE va lăsa Moldova de la est de Prut în pielea goală. Vest-europenii nu practică niciun alt model de cooperare cu noile state pe care le achiziționează decât modelul colonial. De aceea au pierdut europenii Africa în întregime. China a construit în Africa parteneriate solide bazate pe egalitate în drepturi și profit și pe respectul față de popoarele africane, cu care chinezii fac afaceri colosale. Până și cea mai dezvoltată și mai pro-occidentală țară africană, Republica Sud-Africană, a întors spatele Occidentului și este partener a Rusiei, Chinei și a Indiei, fiind și parte BRICS. Recent, președintele Africii de Sud a declarat că NATO este vinovat de războiul din Ucraina. Colonialismul occidental condus cu multă determinare este dezavuat de majoritatea popoarelor. Acum Uniunea Europeană, controlată integral de Wall Street, se sinucide economic, social și moral, implementând la ordin măsuri care îi afectează grav propriile interese. Uniunea Europeană și NATO ne împinge și pe noi să-i susținem pe cei care stăpânesc lumea. Doresc să menționez că în perioada mandatului de ambasador la Moscova al domnului general Dumitru Prunariu, unicul nostru cosmonaut, el a fost chemat la sediul Ministerului de Externe al Federației Rusei și i s-a spus că președintele Vladimir Putin transmite președintelui României pe atunci Traian Băsescu să trimită o delegație căreia să-i semâneze tăblițele de aur de la Sinaia, care au fost descoperite când s-a săpat fundația castelului Peleș și care au ajuns la Moscova în împrejurări controversate. Lui Prunariu i s-a spus: aceste tăblițe aparțin poporului român. Acestor tăblițe li s-au făcut niște copii de plumb care se află la București, care sunt și ele controversate după unele păreri. Președintele Traian Băsescu a refuzat oferta președintelui Putin, probabil la ordin american, și l-a demis pe domnul general Prunariu, rechemându-l din misiune. În anul 2008, în sediul Casei Poporului din București, în ultima zi a summitului NATO, în lumina camerelor de filmat și în prezența mai multor șefi de stat, inclusiv cel al SUA, președintele Putin i-a spus lui Traian Băsescu că el dorește să vândă României tot gazul pe care îl vindea până atunci Ucrainei, la prețul zilei, iar România să-l revândă Ucrainei cu cât vrea ea, o afacere colosală, în mod normal de nerefuzat. Ucraina n-are gaz deloc, avea 45 de milioane de locuitori și o suprafață de 3 ori mai mare ca România. Ca să nu crească simpatia față de Rusia în rândul poporului român, oferta a fost declinată, iar România a continuat să cumpere gazul de la o firmă germană care îl vinde țării noastre de 3 ori mai scump decât îl cumpără din Rusia. Referitor la fosta armată a 14-a Federației Rusiei care a staționat în Transnistria, actualmente mai sunt la Tiraspol doar niște rămășițe ale ei și foarte mare depozit de armament convențional, muniție și proiectile de toate felurile, vechi de câteva decenii. Prezența militarilor ruși acolo a fost o garanție că Republica Moldova nu va putea fi complet acaparată de occidental. De altfel, la ora când scriem noi aceste rânduri, 65% dintre cetățenii Republicii Moldova se opun unirii cu România. Între ei sunt și etnici români moldoveni. Este greu de anticipat viitorul Republicii Moldova și al celor 4 regiuni românești din cuprinsul frontierelor Ucrainei. De altfel, eu nu sunt sigur nici de viitorul României după acest război. Știu doar că situația actuală este una neprielnică României profunde și poporului român, mai ales etniei române, că țara noastră este jefuită la sânge și orice posibilă schimbare de regim politic nu poate fi decât de bine. În cazul nostru, în acest moment istoric, schimbarea stăpânilor, bucuria nebunilor, este valabilă. Aceste cuvinte și acest articol aparține profesorului universitar dr. Corvin Lupu, despre care am mai scris și din care am mai citat. Este un scriitor și un profesor universitar de la Sibiu, a scris mai multe cărți și despre Revoluție. Așadar, nu mi-aparțin aceste afirmații, ci aparțin profesorului universitar dr. Corvin Lupu.